L-am ascultat pe Leo Grozavu, antrenorul celor de la Șepși, și avem acum în direct un invitat. Grozav, este vorba de Victor Ciutacu, realizator la România TV și un dinamovist sângerând, cred, în acest moment. Salut, Victor! Bună dimineața! Încep să mă imunizez. După COVID mă imunizez și la dinamovism, mă imunizez la toate. Eu zic că de dinamovism nu o să scapi. Nu știu dacă e vaccin pentru așa ceva. Păi nu o să scap, dar eu ți-am spus că la mine povestea a murit sufletește vorbind la începutul anilor 90. Dar evident că dinamovist o să rămân, vorba aia, conform sloganului câine până la moarte. Asta nu. E evident că nu se va schimba vreodată în povestea asta, dar mă uit cu mare dezamăgire la ce se întâmplă. De fapt, nici măcar cu dezamăgire, că vorba lui Naimi Ienei, nu-mi fac iluzii ca să n-am deziluzii. N-am avut nicio iluzie cu Maris Spaniol Salvatori. Uite, l-am ascultat mai devreme pe Leo Grozavu, care și el a jucat la Dinamo, desigur, în anii 90, sezoane multe petrecute de el în tricoul alb-roșu. Acum are un parcurs foarte bun cu Șepși și făcând o glumă, când se pune guvernul maghiar pe făcut fotbal, îi cam iese, că vedem că Ungaria este prezentă la turneul final al campionatului european, acolo unde noi n-am reușit să ajungem, și Șepși, o echipă care beneficiază de ajutorul guvernului maghiar, este pe locul 4 în spatele trioului de pe podium. Sigur că cei de la Șepși spun că nu folosesc banii de la guvernul maghiar la prima echipă, ci la juniori. Da, e ok. Guvernul maghiar, dincolo de alte prostii pe care le face celălalt domn Orban, și aici mă refer la zona aia de drepturi democratice, în fine, nu vreau să intru în dezbateri politice la tine în emisiune și așa o să te înjure lumea că m-a invitat. Guvernul maghiar face niște lucruri bune, iar unul dintre lucrurile foarte, foarte bune este sprijinirea masivă a sportului și îndeplinirea, și eu cred că o să le iasă obiectivului, de a renaște sportul de echipă, cel puțin din Ungaria, la cele individuale, chiar nu știu, nu am informații. Să nu uităm că... Și la cele individuale merg foarte bine. Ungaria, cu o prezență consistentă la Jocurile Olimpice, sunt deja la an lumină de noi când este vorba de performanțe la Jocurile Olimpice. Fără discuție, da. Ia mai uite-te așa, Ferencvaros este în grupele Champions League, da? Cu titular și recent ne-au bătut la campionatul european de handbal. Da, cu feminin. Domnul Ladunis, sau cum se cheamă, care la noi a avut loc fix la voluntari și de la voluntari a plecat la Fenerbahce, Dumnezeule, la Ferencvaros ca să joace titular în Champions League. Același guvern maghiar a sprijinit fotbalul până când au reușit să-l producă pe Soboslai, sau cum îl cheamă, pe băiatul ăla pe care tocmai și l-au vândut ăia de la Red Bull între ei, ăia de la austriici, l-au vândut la ăia de la nemți pe decât 25 de milioane de euro, că dacă l-ar fi vândut la Real, vindeau cu 75. Da, da, e o sumă de transfer în aceasta internă. Da, e o sumă de transfer intern, da, e ca și cum mă mut eu de la mine la Crețuleasca și ne costă 25 de milioane toată distracția asta. Cam despre asta e povestea, că am mutat patronul la banii dintr-un buzunar în celălalt. E exact cum spui tu, am ajuns să fim la an lumină de sportul din Ungaria. Nu că ne umflăm noi că am fost mai tari decât ungurii, că o foarte lungă perioadă de vreme și înainte, în vremea comuniștilor, au fost mult mai tari decât noi. La un moment dat reușisem să reducem decalajul și chiar să întrecem la multe dintre sporturi, inclusiv în fotbal, unde să nu uităm că ei totuși au jucat și prin finala campionatului mondial. Dar între timp ne-am revenit noi și ierarhia e tot aia, ei mult în fruntea noastră. Și la handbal ne-au bătut, dar ne-au cocoșat, în contextul în care lor nu le iese renașterea echipei naționale de handbal feminin. Da, aș vrea să remarc în acest context în care suntem acum și această amendă pe care o primește Dinamo nu îi ajungeau probleme pe care le are din punct de vedere financiar. Dinamo primește o amendă de 5.000 de lei din partea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării pentru scandări ale suporterilor dinamoviști de acum un an cu ocazia unei partide cu Șepși. Deci Dinamo și cu CTP-ul ce mai au amenzi de 5.000 de lei de la Consiliul Național. Dar pentru motive diferite. Dar nu, tot pentru motive de discriminare. Da, nu, mă refer că Cristian Tudor Popescu are o chestiune legată de biserică, iar... Da, după ce a avut una legată de dâncilă, după ce a avut... Da, dar nu cu maghiarii, asta vreau să spun. La Dinamo e cu maghiarii. La Dinamo, da, bine. Trăim cu prostia aia
colosală, care sună bine ca strigă de galerie, dar de 50 de ani tot o ținem cu afară cu ungurii din țară. Mă rog, dacă insistăm așa într-o prostie, mergem până la capăt, până când o să ajungem să fim considerat poporul rasist și discriminator prin excelență, ceea ce e total fals. Da. Dacă cu asta știm noi să ne afișăm, am avut scandalul cu Colțescu, care a ajuns până în Mexic, Dumnezeu, aveau și ei o grijă la ESPN în Mexic să vorbească despre caracterul rasist al poporului român, ca să aibă de ce să-și ceară scuze a doua zi. E o rivalitate veche între asteci și daci. E mai veche și așa se explică probabil de nu, ce... Nu, de fapt e și o colaborare, că dacă te uiți pe teoriile conspiraționiste, tunelurile din Bucegi, alea care pleacă de la tunelul de brânză, de la intrarea din Sinaia, ăla e tunelul vechilor daci, acum e luat de o companie care produce mezeluri și nu mai știu ce Dumnezeu și băuturi. În fine, de la tunelul de brânză, dacă citești teoriile conspiraționiste, iese în partea ailaltă a pământului undeva în Mexic. Deci ar putea să fie o colaborare. Practic ăsta era adevărat primul metrou de pe planeta Pământ, cel dintre daci și asteci. Facem acum o pauză de publicitate și ne vom întoarce la această discuție cu Victor Ciutacu. Ne-am întors la ora exactă în sport și în continuare în legătură directă video cu mine este Victor Ciutacu, realizator la România TV. Victor, înainte de pauza de publicitate, ai făcut o trimitere la acest scandal incredibil care s-a răspândit așa peste tot în lume, plecat de la o expresie pe care a folosit-o Colțescu, arbitrul Colțescu, dar nu numai el ar fi folosit-o, ci și arbitrul asistent Șovre. Și vedem că în timp ce Colțescu nu mai este delegat la meciuri din Liga 1, Șovre va fi implicat în partida de diseară dintre Craiova și FCSB ca asistent al lui Ovidiu Hațegan, cel care a fost titular și a fost arbitru central și la partida asta de la Paris dintre PSG și Istanbul Başakşehir. Despre vinovatul de serviciu al întregii planete, nu? Așa că mai bine îl ascundem pe Șovre și ne facem că n-am auzit. Înțeleg, nu știu, habar n-am care e vocea lui Colțescu și care e vocea lui Șovre, dar înțeleg că înțeleaptă adresare i-ar fi aparținut domnului Șovre. Dar, în fine, și dacă i-a aparținut domnului Șovre, reiterez, cu riscul de a mă înjura toți atleții de ontologie, nu e pic de rasism în toată povestea aia, oricât încercăm noi și nu știu de ce ne punem mâna în cap precum chei. Ți-o spun atât în calitate de etnic minoritar, ca să zic așa, și mai persecutați pe planeta Pământ decât au fost și să dau în continuare evrei, nu există nimeni, nici măcar cetățenii de culoare, afroamericani, zile cum vrei să te amendezești alea. Toată povestea asta a fost o însăilare și a fost o însăilare penibilă care a bubuit planetar, repet, dintr-o petardă de aia chinezească de 2 lei. Nu e absolut nimic rasist în adresarea lui Colțescu, a lui Șovrea, cu vrei tu, nici măcar nu i s-a adresat lui direct. Iar domnul Webo a reușit cu ocazia asta să atingă o celebritate pe care n-a reușit să o atingă în calitate de fotbalist decent, că a fost un fotbalist decent. La fel ca și cu domnul Ba, care până la urmă este principalul autor al acestui scandal, că Webo ăla nu era foarte convins că e persecutat până nu l-a convins Dembaba. Dembaba, un cetățean care, dacă urmărești parcursul, de fotbalist, repet, peste medie, a generat cât un scandal artificial de rasism cam pe la toate echipele și prin toate țările pe unde a jucat. Numai că într-una de părți a mers, într-una de părți nu i-a mers. De data asta i-a ieșit. Eu refuz să cred că toată planeta Pământ îl persecută fix pe Dembaba, la fel cum refuz să cred că din înaltul tribunei el știa tot ce se întâmplă pe teren, chiar dacă stadionul era gol. Omul a mai profitat, cu noi că nici pe la Başakşehir nu prea mai joacă, că și acolo a ajuns cea mai periculoasă rezervă și a ieșit din nou în față cu un activism pe care el și-l asumă, pe care eu îl respect, dar cu care nu pot să fiu de acord. Dacă Ba și cu Webo erau persecutate, am spus-o într-o grămadă de locuri, și dacă erau discriminați pe criterii etnice, amândoi jucau fotbal între blocuri sau în curtea școlii după programul de lucru în favoarea albilor. Dar deocamdată programul de lucru în favoarea albilor, care include fotbalul și nu mai fotbalul, le aduce milioane de euro pe an și unuia și celuilalt. De la câteva milioane pe an încolo, orice discuție despre discriminare, după părerea mea, este cât se poate de penibil.
la fel cum a fost cazul celui care a generat și a inspirat planetar mișcarea Black Lives Matter, faimosul fotbalist american Colin Kaepernick, de fotbal american jucător, care a câștigat dintr-un contract cu cel mai mare gigant producător de încălțăminte și de haine din America mai mulți bani după ce s-a lăsat de fotbal american decât în perioada în care a jucat fotbal american. Infinit mai mulți bani, este un simbol al marketingului mondial. De aici și, dacă vrei, atât caracterul politic cât și cel extrem de financiar profitabil pentru niște băieți deștepți al mișcării Black Lives Matter. Nu că negrii n-ar fi fost persecutați, dar lungul istoriei au fost o grămadă, nu mai stă să repet toate nenorocirile pe care le-au trăit și unii dintre ei le trăiesc în continuare, dar cetățenii care ridică de la caserie de la 1 milion de euro pe an în sus, ar face mai bine să o lase mai ușor. Cel mai jenant a fost alăturarea opus de co-instigatori în povestea aia a domnilor Neymar și Mbappé, care nici măcar nu mai știu câți bani câștigă pe secundă. Tot doi cetățeni de culoare care sunt atât de persecutați încât nu mai știu dacă veniturile lor anuale se numără în zeci sau sute de mii. Da, pe care le plătesc de regulă albi. Mă rog, în cazul Paris Saint-Germain e mai particular că e un cetățean care, mă rog, e la jumate că e din Qatar, da. În rest, domnul Neymar, când încasa de la albi, de la Barcelona, câteva zeci de milioane pe an și de la același gigant producător de încălțăminte pe care l-a schimbat cu altul, care îl plătește și mai bine, ambele controlate de albi, sumele alea uriașe, neverosimile și de neacceptat într-o societate normală, nu se consideră persecutat. El se consideră persecutat așa, în general, când îl întrerupe cineva din programul de cluburi. Faptul că asistentul Octavian Șovre va fi prezent la meciul de diseară dintre Craiova și FCSB ar putea fi un indiciu că pentru Sebastian Colțescu cariera de arbitru în Liga 1 nu s-a încheiat și că și el va primi la un moment dat meciuri din nou în campionatul României? Mi se pare firesc să o facă. Nu știu, nu-mi dau seama dacă ăsta e un indiciu sau nu, dar mi se pare firesc să o facă dacă valoarea îi permite. Habar n-am, nu l-am urmărit pe arbitru Colțescu. Nu știu ce capacități are. Urmăresc din ce în ce mai puțin fotbalul intern. Dar dacă omul își merită jobul și deduc că și-l merită, pentru că altfel nu-l delegau totuși la Champions League. Bănuiesc că îmi trimiteam prostul proștilor la Champions League. Atunci, din punctul meu de vedere, omul trebuie să-și ducă cariera atâta timp cât îl țin vârsta și condiții pe care trebuie să le îndeplinească. Sigur, cu necesara condiție suplimentară de a arbitra bine, că bănesc că dacă arbitrează prost, îl suspendă sau ceva de genul ăsta. Dar aici nu e vorba de calitățile lui de arbitru sau de tot. S-a făcut, repet, din țânțara armăsar și am ajuns ca însuși statul român, prin instituțiile lui, și aici mă refer de expres la Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Afacerilor Externe, să se desolidarizeze de un cetățean al lui, în contextul în care, prin fișa postului a lui, a statului cu sânt mare, trebuie să se ocupe de protecția cetățenilor români, indiferent dacă ei sunt implicați în cazuri mai mult sau mai puțin imputabile și contestabile. Dacă ți-aduce aminte, și ne aducem aminte cu toții că trăiam tot în țara asta, în faimosul caz Teo Peter, Dumnezeu să-l odihnească, cu pușcașul mare din care l-a strivit cu mașina, statul american ne-a enervat pe noi foarte tare pentru că și-a scos cetățeanul din țară și, mă rog, l-a supus acolo unui proces cu verdictul pe care îl știm și care ne-a nemulțumit pe toți. Nu, statul american a făcut ceea ce trebuia să facă în legătură cu un cetățean al lui și a protejat cetățeanul lui. În acest context, noi, l-am văzut pe... Și urla, luați-l. Da, ministrul tineretului și sportului, Ionuț Stroie, s-a grăbit, cred că în dimineața, imediat de după meci, să îl condamne și să ceară scuze în numele întregului sport românesc. Aceasta în numele a fost... poporului român. Nu, și a poporului român. Și a poporului. Ei bine, Laszlo Bălăni a... ținut să se detașeze. El spune, eu fac parte din sportul românesc, dar nu vreau să în numele meu, ministrul tineret... Foarte corect atitudinea domnului Bălăni, am citit interviul. Și vorba aia, e ungur, da? Mă rog, maghiar. Cetățean român de etnie maghiară. Deci avea toate motivele, dacă vrea să facă paradă de chestia asta, să se dea. Și mie mi s-a întâmplat, faimosul Me Too.
Știi că există de fiecare dată când niște cetățeni în țară de serviciu disponibili și pe Facebook și la televiziuni, când se întâmplă câte o nenorocire, e un lot de vreo 5-5 până țara asta spre 10, dacă nu mă înșel, cărora toate li s-au întâmplat și lor. Bălunii putea să se alăture acestui cor, dar spre onoarea lui n-a făcut-o și bad împotrivă, a mers împotriva valului și mi se pare absolut onorabil și de salutat ceea ce a făcut Bălunii. Vedem pe de o parte un cetățean de etnie maghiară, președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, care l-a condamnat în acea noapte sau imediat fără după meci, pe Sebastian Colțescu, și un alt cetățean de etnie maghiară din România, Laszlo Bălunii, care are o viziune total opusă față de acest eveniment. Pentru că domnul Ceaba Astaloș este, înainte de a fi președinte al CNCD, un om politic. Dânsul a fost promovat de UDMR, deci domnia sa nu vine de pe stradă acolo din lupta pentru salvgardarea nației maghiare, ci vine direct dintr-o poziție de politician al UDMR. Și domnia sa s-a comportat la fel de ipocrit și de jenant cum o fac în marea lor majoritate politicienii, nu numai de la noi, ci de peste tot, de pe planeta Pământ. Domnul Bălunii, care n-are de câștigat voturi, ci eventual meciuri la Panathinaikos, unde a ajuns și doresc succes să o facă, s-a comportat ca un om întreg la minte și un om care n-are nimic de câștigat electoral din toată povestea asta, nici el, nici vreo eventuală formațiune pe care ar reprezenta-o. Repet, jos pălăria pentru omul Bălunii și pentru atitudinea publică pe care a luat-o. Și e foarte bine că a luat-o în contextul în care, repet, un minoritar etnic, cetățean român, se pune împotriva valului absolut tembel de demonizare a unui alt cetățean român, cu niște argumente perfect solide și valide. Aș vrea să remarc împreună cu tine un paradox. Avem acum un nou proiect deja închegat, s-au prezentat niște machete deja pe site-uri cu noul stadion al lui Dinamo, dar echipa Dinamo este mai muribundă ca niciodată, ca să zic așa. E posibil să asistăm la paradoxul pe care îl vedem, de exemplu, la Târgu Jiu, acolo unde cât timp Pandurii a fost o echipă puternică, avea un stadion modest. După ce s-a făcut un stadion modern, Pandurii a ajuns pe buza prăpastiei. Sau, dacă vreau, Dinamo o să devină satelitul Turis Alexandria, sau cum se cheamă echipa patronată. Turnul Măgurele, cred că. Turis Turnul Măgurele. Da, și care joacă la Alexandria, sau că parcă stadionul e la Alexandria. În fine. Da, o să fim cea mai celebră echipă din lume care are doar stadion. Că echipă nu mai avem de mult. Și e jenant. Bun, că faptul că să pun bazele unui proiect de infrastructură sportivă e lăudabil în sine. Rămâne de văzut în ce măsură se va și concretiza. Dar preocuparea mărimilor clubului Dinamo în cel extra fotbal, că înțeleg că totul e o poveste a extra fotbalului, ar trebui să se concretizeze și într-un soi de echipă de fotbal, dacă ar putea, pentru că dacă o luăm iară cu echipe de alea care pleacă din Liga a 3-a, a 4-a și poți să ajungă maxim într-a 2-a, pentru simplu motiv că știi și tu foarte bine ca și mine că echipele de stat departamentale nu au ce căuta în Liga Națională de Fotbal Profesionist conform reglementelor internaționale, geaba vii, geaba te duci, geaba rubieții papuci. Facem un stadion imperial pentru o echipă de maxim Divizia B, în cazul fericit în care va ajunge și în Divizia B, și mă refer aici la Dinamo ăla, clonul al domnului Badea, să mă rog, ceea ce să vrea a fi, nu știu, adevăratul original, știi, că noi suntem cu adevăratul original și cu conform cu originalul. Așa e și cu faimoasa steaua aia, în care îmi place că niște cetățeni ne explică nouă cine are voie și cine nu are voie să joace pe stadionul construit în banii poporului român, din impozite și taxe, în numele amintirii frumoase a momentului Sevilla 86. Momentul Sevilla 86 a fost, Steaua rămâne cea mai performantă echipă românească din istorie și probabil pentru foarte mulți ani de zile, dar cu toată dragostea, cu toată stima pentru domnii Balint, Lăcătuș, Ducadam și cine mai vrei tu, stadionul ai făcut în banii poporului român. La fel cum a fost făcută și vechea arenă Ghencea. Și pentru asta există niște foruri abilitate, niște foruri specializate care să decide și cum să cheltuiesc banii și au decis bine. Mie mi se pare că și aici ar fi o speță. Scuză-mă, Victor. Aici mi se pare că de asemenea este o speță pentru Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Pentru că, până la urmă, de ce niște cetățeni români sunt discriminați în raport cu alți cetățeni români când banii tuturor românilor au contribuit la construirea acelei arene?
aceeași speță care e valabilă cu toată amiciția mea declarată pentru Orguța Vasilescu și la Craiova, unde am de zile echipa lui Mititelu. Sigur, contestabil să-i dea Dumnezeu o pușcărie ușoară, nu mă bucur de necazul nimănui. N-a fost lăsată să joace pe stadionul ăla nici măcar contra achitării cheltuielilor. Înțeleg că noua formulă, Consiliul Local ar fi avizat intrarea echipei FC Craiova. Apropo de Craiova, aș vrea să remarc împreună cu tine această declarație pe care o face Mihai Rotaru, conducătorul celor de la Universitatea Craiova, pentru că au apărut niște informații înainte acestui meci dintre Craiova și FCSB că Universitatea Craiova ar negocia cu Dan Petrescu venirea la Craiova ca antrenor în locul lui Corneliu Papură. Mihai Rotaru a ținut să precizeze că într-adevăr este vorba de niște negocieri între Craiova și Petrescu, dar nu e vorba de Dan, ci de Gică. Care Gică? Negociază cu Gică Petrescu? Da, aceasta este declarația lui Mihai Rotaru. Da, mă rog, are și domnul Rotaru un umor subtil ca o bordură. Nu știu, habar n-am dacă și-l iau pe Dan Petrescu sau nu, dar Rotaru trebuie să știe că dacă și-l ia pe Petrescu, dincolo de faptul că o să-l coste foarte mulți bani, își bagă pe dracu în casă, cum se zice. Păi nu, tocmai a vrut să sublinieze prin această declarație că nu se pune problema ca Dan Petrescu să vină antrenor la Universitatea Craiova. Deci Dan Petrescu, dacă se duce acolo, mi-e foarte greu să cred că, indiferent câți bani ar pompa Mihai Rotaru în el și în echipă, va reuși vreodată să se impună și să îi bage în cap extrem de căposul lui Dan Petrescu că joacă ăla și nu joacă ăla, altfel vinde-mi pe ăla și nu vinde-mi pe ăla. Ai văzut ce a făcut Dan Petrescu pe peste tot, pe unde a fost și crizele de nervi pe care le face. Dar și performanță. N-a spus nimeni că nu, jos pălăria din punct de vedere al antrenorilor care au prestat pe plan intern, pentru că să facem o distinție. Dan Petrescu n-a făcut nicio mare brânză în străinătate, dar la nivel intern jos pălăria. A câștigat titluri cu Nemiluita de la Urziceni, nu, dacă nu greșesc, până la Cluj. Da, ghinionul lui e că n-a reușit să înțeleagă și cu Gigi și bănesc că dura 5 etape iubirea. Repet, Dan Petrescu, niște performanțe absolut admirabile și de salutat. Din nefericire, spune-ne, te rog, pentru că am ajuns la final de emisiune, ce sentiment ai înainte de Craiova FCSB de diseară, dacă simți, pe de o parte avem Craiova care s-a regăsit în ultimele etape și o avem pe FCSB care după 7 victorii consecutive a pierdut cu 2-0 la Cluj, cu CFR. Te dezamăgesc dacă n-am niciun sentiment înainte marelui derby. N-am, pur și simplu, deci nu mai rezonez, îmi pare rău, nu mai rezonez nici la meciurile echipei mele favorite. Un copil crescut în cultul lui Dudu Georgescu și al marilor echipe pe care le-a avut Dinamo până la începutul anilor 90, a ajuns să nu mai rezoneze nici la bine, nici la rău la meciurile echipei favorite. Cu echipa națională mai rezonezi? Absolut deloc. Este, mă rog, evident că m-aș bucura și că de fiecare dată când se întâmplă să mai batem și noi pe cineva, mă simt... Ne vom reîntâlni cu islandezii în preliminariile Cupei Mondiale. Prietene, vreau să spun că la modul cel mai sincer cu putință, luată pe valoare individuală a jucătorilor, suntem la în lumină până și de islandezi, cu toată dragostea. Mai ții minte când făceam noi mișto de feroezi, de ăștia, pe acolo am ajuns. Ușor, ușor ne îndreptăm cu pași mari cutezători. Noi suntem pescari ca ei, dar de apă dulce, mă gândesc. Victor Ciutacu... Noi suntem pescari la dinamită și la bateria de mașină. Victor Ciutacu, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Să ai o zi bună în continuare. Mulțumesc și scuze în avans pentru înjurăturile pe care o să le iei, că l-ai chemat pe ăla care se pricepe la toate. Zi bună în continuare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că v-ați uitat la ora exactă în sport. Vă așteptăm și mâine dimineață de la 10:45 aici pe ProX pentru a comenta în primul rând ce se întâmplă în marele meci de diseară dintre Craiova și FCSB. Să aveți o zi frumoasă în continuare.